Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Evanghelia după Matei, capitolele de la 8 la 10, asistăm la manifestarea puterii lui Isus asupra naturii, asupra bolilor și asupra puterilor demonice. Dar cred că cea mai mare putere continuă să se manifeste azi ori de câte ori Isus vindecă oameni frânzi și le iartă păcatele. Isus a spus clar în Ioan capitolul 15 că despărțiți de El nu putem face nimic. Numai prin puterea Duhului Sfânt putem face tot ce îi face plăcere lui Dumnezeu. Iisus i-a vindecat pe bolnavii incurabili și putea face asta și de la distanță. A mustrat marea și furtuna ce amenința să înnece pe ucenicii înspăimântați, iar aceștia s-au minunat. Cine este acesta de la sculte și vântul și marea? Învățăm din Matei că Iisus a fost păstorul cel bun, care cu dragoste a atras spre sine oile rătăcite și bolnave. Iisus a vindecat foarte, foarte mulți oameni și a eliberat pe cei posedați de demoni. Scrie în Matei 8, versetul 16, El a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Mii de orbi și-au recăpătat vederea, mii de paralitici au putut umbla iarăși, mii de surzi au auzit din nou. După cum a scris apostolul Ioan, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Scrie în Ioan 20, versetul 30. Dar cele scrise au un scop foarte precis. Nimeni, nici chiar dușmanii lui Iisus, n-au pus niciodată la îndoială minunile lui. Oamenii întrebau doar cum e cu putință. Dar Iisus n-a vindecat chiar pe oricine. Voia lui nu este mereu să vindece, chiar și azi. Dacă ai nevoie de vindecare, du-te la marele doctor și află întâi care este voia lui. A adus problema înaintea lui și spune-i ca leprosul, Doamne, dacă vrei, poți să mă faci sănătos. Și dacă aceasta este voia lui, fii sigur că el nu-ți va trimite nota de plată, ci doar își va lua toată gloria și meritele din această vindecare. Și chiar atunci când a vindecat trupuri, Iisus a fost mai preocupat de sufletele oamenilor. Fariseii l-au descusut în legătură cu faptul că el spunea că iartă păcatele. Dar ce este mai ușor a spune, păcatele sunt iertate sau ia-ți patul și umblă? Îi întreabă Domnul în Matei, capitolul 9, versetul 5. Pentru că ei nu credeau că el îl putea face pe paralitic să umble. Același care a făcut omul este și cel care îi poate ierta păcatele. Doar Domnul Iisus ne poate vindeca miraculos și ne poate ierta dumnezeiește. Să nu stăm niciodată în calea a ceea ce doar Iisus poate face. Bunătatea și mila lui pentru oameni l-au purtat prin toate cetățile și satele, citim din Matei 9, versetul 35, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Am încheiat citatul. El și-a trimis apoi ucenicii să cheme oamenii la pocăință și să le spună că Împărăția Cerurilor este aproape. Iisus este un rege care atunci se afla pe drumul spre cruce. Data viitoare vei afla despre cea mai măreață invitație.